După 8 zile de stat în coma, Vasile Turcu a murit. Omul de afaceri s-a stins din viața azi noapte la spitalul de urgență Floreasca, acolo unde a fost internat după ce a încercat să se sinucidă. Cu mai multe detalii despre acest caz vine chiar acum colega noastră, Alexandra Marin. Alexandra, bună seara! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Afaceristul Vasile Turcu s-a stins din viață în această noapte la ora 2 pe patul de spital. De această dată, informația a fost confirmată și de către purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca, cât și de către Poliția Capitalei. Și spun de această dată pentru că ieri în presă au apărut mai multe informații potrivit cărora afaceristul ar fi decedat. Asta pentru că sursele spuneau că tensiunea arterială a bărbatului scăzuse ieri până la 3, ceea ce, medical vorbind, înseamnă că funcțiile vitale sunt destul de grav afectate. Vă reamintesc, Vasile Turcu ar fi încercat în dimineața de 1 martie să-și pună capăt zilelor. Acesta a fost găsit în sala de fitness a casei sale din nordul capitalei. Soția sa a fost cea care a sunat la numărul de urgență 112. La fața locului s-a deplasat destul de repede o ambulanță, însă femeia nu a specificat și contextul în care bărbatul ajunsese să fie inconștient, așa că ambulanța venise fără medic. Ulterior, la fața locului s-a prezentat și un echipaj cu medic. Bărbatul a fost resuscitat, intubat și transportat de urgență la cel mai apropiat spital, respectiv la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Ei bine, încă de pe data de 1 martie, așa cum am spus, bărbatul a stat la secția de terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, în comă profundă. Ei bine, încă din prima zi medicii au fost sceptici cu privire la evoluția stării sale de sănătate, asta pentru că Vasile Turcu a fost găsit în stop cardiorespirator și având în vedere că creierul său nu a fost oxigenat timp de minute bune. În continuare, familia sa este destul de discretă și nu oferă mai multe detalii către presă, chiar dacă în spațiul public s-au vehiculat mai multe lucruri, precum că fiul său cel mic nu ar dori să participe la ceremonia de înmormântare a tatălui său. Și cu privire la ceremonia de înmormântare, este important de precizat faptul că purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a precizat că este posibil ca Vasile Turcu să nu fie înmormântat creștinește, ci să-i se facă doar o slujbă scurtă, însă asta doar dacă se va confirma faptul că Vasile Turcu a încercat să se sinucidă. Vă reamintesc, afaceristul Vasile Turcu avea 62 de ani, era căsătorit, era la cea de-a doua căsnicie și avea doi băieți. Momentan, acestea au fost informațiile. La revedere!